Șofer care s-a urcat băut la volan a făcut prăpăd în apropierea capitalei iar isprava lui a fost filmată de camerele de supraveghere. Ajuns într-un sens giratoriu în Bragadiru, bărbatul a intrat în plin în movila de pământ din mijlocul intersecției și a zburat apoi cu mașina prin aer. A trecut extrem de aproape de un alt autoturism și a aterizat apoi pe sensul lui de mers spre Alexandria. Avea o alcoolemie de 1,37 mg alcool în aerul expirat, dar a fost norocos, a scăpat fără nicio zgârietură.